Salut! Azi revin cu un nou videoclip de acasă, în care vreau să vă mai prezint o dată întreg procesul cum facem tuica de prune. Prima dată ne uităm dacă prunele sunt fierte, în cazul ăsta sunt fierte. După ce ne dăm seama, după faptul că nu mai sunt musculiță vii, se desprinde încet, încet de pe margine. Uitați, aici deja s-a desprins, dar să nu observăm zeamă. Dacă observăm zeamă, înseamnă că sunt prea fierte sau am pus de mai multe ori în butoi și au fiert pe rând. Deci foarte important aspectul ăsta. Dacă zeama, patul se întoarce și zeama iese la suprafață, atunci își pierde din tărie. Vom face o țuică sau o pălincă mult mai slabă. Atunci când am văzut că prunele îs fierte, spargem patul. Asta așa. Și punem la început grosul de deasupra. Dar nu doar gros, punem câteva găleți mai gros. După care luăm cu găleata. Uitați, ele când își pierde prunele, normal trebuie să se și topească. De-aia zic, la început e important să spargem patul, pentru că să nu punem în cazan doar gros, sau să punem de multe ori, să punem doar zeamă și la urmă să avem probleme la ultimul cazan. Trebuie să fie un amestec omogen. Are și gust de alcool. Acum o să mergem la cazan. Atos, următorul pas e să golim în cazan. La primul cazan umplem pe la capac și după aia umplem pe aici. V-am zis, amestecul să fie cât de cât omogen. O să fug să mai aduc o găleată. Am pus în el acum o să vă arăt că nu se umple până chiar până în gură cazanul. Toate au, uitați cât punem în el. Are aici undeva o dungă, până acolo, vedeți că mai până acolo punem. Dacă punem mai mult și prea plin și dăm un pic în gură la foc, o să fie probleme. O să curgă roșu sau alea. Vă uitați, amestecul e frumos. Mestecătorul. O să-i punem acum capacul.
Acum lipim. Am făcut un aluat din făină și un pic tărâțe. Peste care nu punem apă, punem o să punem niște zeamă de la prune și în felul ăsta îl lipim. Asta e valabil doar la primul cazan, că după aia îl lipim. O să-i dăm foc. După care, după vreo în jur de o oră jumate, la primul cazan durează mai mult până se încălzește cuptorul alea, începe să curgă. Și o să vedem cum curge acolo. Felul ăsta lipim. L-am lipit tot. Țeava și tot. Acum îi dăm foc. Vedem. O să fumege la început. Lăsăm la început ușa deschisă. Robinetul închis. Și acum o să revenim când începe să curgă, după circa o oră jumate, oră 45, chiar două la primul cazan. A început deja să curgă. Uitați ce frumos curge. Să vă explic procesul. Pun fierbere, circulă până această țeavă, circulă abur, care intră până serpentină, nu știu cât se vede de bine, dândă rece, adică apa asta fiind rece, dândă rece, se transformă în alcool. Deci ăsta e procesul. Când la fiecare cazan golim apa, eu așa mi-am făcut aici un sistem, până la nivelul ăla îi apa caldă, îi dau drumul și pun la fiecare cazan apă rece. Iar la pălincă mai arunc câteva găleți, după ce curge 10-20 de litri, mai arunc câteva găleți și pun iar rece. E important ca să curgă tot timpul rece. Ea o să curgă normal la 20-21 de grade, deci chiar curge rece acum. Avem grad, o grădălim și fiecare o scoate la cât vrea. Să țineți cont că mai pierdeți un grad. Dacă curge caldă, pierdeți mai bine de un grad în timp. Cel mai important aspect la un cazan, să știți că e acesta, cu care acum nici nu poți numai să pui pe limbă pentru că curge foarte tare. O să lăsăm gradul aici. Oricum acum curge la 60 și ceva, 70 de grade. Să vedem. Anul ăsta au fost prunele super ok. Facem natural. Deci de reținut încă o dată procesul. În cazan să băgați un amestec omogen, să nu fie nici prea tare, nici prea slab. Dacă v-a plăcut videoclipul, abonați-vă, dați un like și apăsați pe clopoțel pentru a fi notificat când revenim cu noi video. Vă mulțumim!